În mandatul trecut devenise aproape o obișnuință ca în ședințele Consiliului Județean să aibă loc certuri și confruntări din diferite motive. În noul mandat, în prima ședință, aceea de constituire, ar fi trebuit să fie parcurse doar anumite proceduri care nu ofereau motive pentru vreo dispută. A existat însă și un astfel de moment atunci când s-a discutat despre modelul buletinului de vot pentru alegerea vicepreședinților. Prima propunere a fost ca buletinul să conțină doar numele celor propuși, dar a existat și o a doua propunere. Vom face buletin de vot cu da sau nu în partea fiecărui candidat și vă puteți exprima opinia încercuind, tăind sau punând un X pe da sau nu. Da înseamnă de acord, nu înseamnă că nu suntem de acord și am simplificat. Atunci pauza va fi mai lungă. Prima propunere. Da, supunem la vocele două propuneri. Prima propunere, cine este pentru? Deci chiar în dorința să nu fie niciun fel de discuție, fără să o contrazic pe doamna Crișu, un buletin de vot în care nu se consemnează absolut nimic, da sau nu, și mai departe, poate fi oricând efectiv interpretabil. Propunerea colegului meu este mult mai corectă să nu fie niciun fel de interpretări după. Deci nu poți să bagi un buletin de vot fără să ai niciun fel de consemnare, ca și cum efectiv ți-ai exprimat dreptul de vot. Domnul președinte, noi am desemnat Comisia pentru Validare să exercite atribuției Comisiei de Numărare și Validare. Părerea mea este atribuția Comisiei să stabilească modelul de vot și să ne explice pe urmă modalitatea de vot. Și vă rog să se respecte procedura. Nu doamna Crișu, nu ai atribuție să ne impune un anumit model sau nu. Până la urmă, disputele pe această temă nu s-au prelungit, iar consilierii au votat conform primei propuneri. Cristian Marciu și Vasile Andronache au fost aleși astfel în cele două funcții de vicepreședinte.